faci după revelion? De ce mă întreb, fata? Pentru că mă gândeam să te invit la mine. Ce zici? O să fie o atmosferă faină. Wow, lume multă! Multă, am și o seară să-mi revin după revelion și mă bagi în aglomerația, să-mi sufle ea în gură. Mă rog, faci cum vrei dacă nu stai acasă, treaba ta. Să stau acasă, da? Ce ai, fată? Vrei să-mi pierd noaptea dormind ca o marmotă? Atunci la mine, tu bea și marmota ceva, ne simtem bine. Eu să beau. Mai bine învelesc ciocolata în staniol. Să mă amețesc să ber pe două cărări, să plec noaptea de la tine și mă calcă, Doamne, iartă-mă, un tramvai. Lasă, dragă, că n-are cine să te calce, tu. Să n-am nici cu ce să mă întorc acasă. Hai, că ești tare. Atunci schimb un taxi. A, deci are cine să mă calce? Nu, mulțumesc. Stau acasă, mersi. Stai acasă, foarte bine. Stai acasă. Voi să petreceți, să vă giftuiți și o să stau acasă, bravo. Atunci vină odată. Ți-am spus, am o sălățică de băuf, o nebunie. Strignină n-ai, fată? Ce? Mai bine mi-ai dat sticlă pisată, dinamită, geanora. Eu cu ficatul meu? Ficatul meu e ca o fată mare. Am brânzică, silviuca, rușioare, castraveciori, pentru tine. Revelion fără piftie. N-ai zis, dragă, că ești bolnavă, că te doare ficatul sau ficapul? Eu bolnavă. Mă scoși și nebună acum. Da, tradițiile, fată, la asta nu te-ai gândit. Piftia, caldaboșul, fripturica, cozonacii, ulițele satului pline de copii, casele frumos împodobite de sărbătoare, tata care cingea cuptorul și s-a așezat pe el, mama care abia aștepta să vină acasă, torcând cu foi. Hei, fată, dar tu te-ai născut la țară? Hei, așa. Am născut pe maghiară. Păi atunci stai puțin, spune-mi și mie care e povestea cu mama cu a care toarce cu fuiorul? Care... Dar ce, fată, mama e pisică, ce ai? Păi și... Mama e casieră la jocuri mecanice. Stai un pic, și tata care stă pe cuptor? Cum, fată, să stă tata pe cuptor? Dar ce, cotoi, friptură de porc? Păi parcă nu mâncai friptură de porc, fetițo, că ești cu ficatul, cu ficapul, cu ce ești? Păi ce, fată, eu mănânc porcul cu ficatul? Fată, eu mănânc porcul cu salată verde. Ok, și atunci îți dau lăptuci și nu mai vin odată. Aș veni, fată, dar ce fac eu acolo? Ia zi. Toată lumea se giftuiește și eu? Știi ce? Ia stai acasă. Foarte bine. Da, eu da. Să stau acasă, da. Frumos îți șade, îmi ești prietenă, dar eu petrecem și mie îmi spui, stai, fata, acasă. Atunci haide, vino, ascultăm muzică, dansăm. Să dansez, dansul e normal la vârsta mea. Să dansez eu cu cine știe ce mitocan care să mă calce pe pantof, să mă țină strâns, lipită de el. Atunci nu dansezi, dragă. Cum, fată, să nu dansez în noaptea de revelion? Adică eu n-am dreptul să dansez și eu cu cineva, să mă țin și eu în brațe cu un bărbat adevărat în noaptea de revelion? Atunci dansezi. Oh, ce tău mai ești, fată? A? Tu n-ai vrut tu să te amețești, dragă? Ce-ai? Dacă vreau să mă amețesc, fata, îmi dau un lemn în cap și gata. Foarte bine, atunci bagă o periniță, o ceva și gata. Periniță? Da. Periniță. Să mă pup cu vrunul, să-mi apară herpes, fata. Ce ai? Nu, mersi. Auzi, știi ce? Știi cum facem? Te mai gândești și mă anunți pe mine dacă te hotărăști într-un fel sau altul. Ce ai, fată? Tot eu să îți dau telefon să mă autoinvit, așa? Să mă simt prost toată noaptea, ce ai? Te sun eu, dragă, la telefon, te sun eu. Insiști, adică, ca eu să mă simt prost și să vin forțată. Știi ceva? Cred că m-am răzgândit, nu mai trebuie nicio petrecere și o să stau acasă și așa sunt obosită, sunt terminată, gata. Perfect. Ce ziceai că ai? Friptură de porc? Aduc eu ceva de băut.